ce poți face cu 27 de leuți dacă ești tirist și te afli la Cluj-Napoca. Înainte să-ți zbăm GoPro în cap, vă spun de dinainte. Îți trece Clujul prin Cluj, nu pe centură, cu 27 de leuți. Stai aici să vezi. Îți arăt. Ok, nu mă crezi. Deci, start. Di pe bord în cap și să vă arăt ce putem face cu 27 de leuți. În momentul ăsta plecăm de la TH Trax aka Dafu Gilău și nu ne suim pe centură, că vom merge directly înspre Cluj și vom intra pe 7 tone jumate, fiindcă avem autorizație făcută cu 27 de leuți. E ora 9, între 7 și 9 nu se poate intra și între 13 și 18 nu se poate intra. Deci e 9 și 5 minute, practic putem să intrăm direct în Cluj și să parcurgem vechiul traseu de camioane. Nu l-am mai făcut, e când aveam 18 ani, acum am 33. Deci a trecut de vreo câțiva ani când am mai făcut traseul ăsta cu camionul. Practic am trecut de autostradă, am trecut pe sub breteaua de la autostradă și pe sub autostradă, aici la podul piciorului, cum îi spun băieții. Și în acest moment o luăm rachetă înspre Cluj. Ne suim în Mănăștur, pe acolo să merea cu camionul. Din Mănăștur suim în Zorilor. Din Zorilor suim pe Feleac. Care ăștia se opresc. Da. După Feleac coborâm pe Bunăzua. După Bunăzua merem în Cipariu. Din Cipariu vinim Don Colț de Gheorgheani, deasupra de Mol, coborâm la Mol, la Iulius, de la Iulius merem spre podul de la Mărăști, de la podul de la Mărăști merem spre șapca lui Ceaușescu și ieșim din Cluj înspre Someșeni, cum îi spunea înainte, am devenit cartierul Someșeni, înspre aeroport. Practic vechiul traseu. Acolo, pe traseul ăla unde se străga una într-una, colegul să urcă pe Bunăzua, colegul să coboară pe Bunăzua. Nu știu acum dacă se mai strigă, fiindcă nu mai sunt atâtea camioane să mai facă tranzit pe zona aia. Să se strige, uite, la ăsta-i pică roțile, de când au mai schimbat bucșile pe cotarca asta din față. Ai impresia că are chamber, sau nu știu cum să spun, e corect. Păi, el așa-i stau roțele, vreau așa. Bun, hai că dăm drumul la cameră în momentul în care intrăm în Florești, un pic mai în față. Pentru colegii mai melancolici care pe vremuri vineați pe drumul ăsta, aici intrăm în Florești, în momentul ăsta. În momentul când vineați dinspre Vama Bor și trebuie să treceți Clujul înspre Deș Bistrița, adică nu, când aveți treabă în Cluj, că de fapt Deș Bistrița se merea pe Gârbău și pe vremuri, pe aici se merea la Turda, dacă nu mă înșel, da, la Turda, și se vinea de la București, se vinea și dădea în jumatea centurii care noi o vom parcurge astăzi, când se vinea pe Turda și se zmerea spre Bistrița pe centura asta, practic. Bing bang! Uite, ajungem la podul de la Mănăștur, unde zice că e interzis mai în față de podul ăsta, cu 7 toni jumate.
dreapta aici frumos, pe lângă Arabesc. Și ne suim un oraștur. Ca pe vremuri. Aici se iau rabele pe vremuri. Oba! Cu numai 27 de lei treci Clujul cu camionul. Cu tot un pachet de țigări. Să menționez că acest traseu a fost ideea Roxanei. Și mi-a zis Roxaneata noastră că dacă eu vin pe aici e mult mai ok decât să mă duc de la Gilău pe Baciu și pe autostradă. E, acum dăm proba. Să vedem, dar am făcut pariu cu ea că e același număr de kilometri. Nu e nicio diferență, decât o pierdere de timp. Dar facem cum zice ea, Roxaneata. Și o oră la care nu e aglomerat pe aici. Ar fi culmea să mă opresc aici pe vară și să mă duc să mănânc și la Mac. Ar fi o trăznaie sau să mă opresc aici în stație de autobuz sau să-mi iau de mâncare la Mac. La Minerva, Musin la Minerva, dacă nu mă înșel, așa-i spune la zona asta. La Minerva și după aia vine suntem la Big, ia uite. Interzis 7 toni jumate în stânga, interzis în față 7 toni jumate. Dar noi merem. Că suntem autorizați. Frumos camionul.
cu un camion de la șterpelit. E unul fain, proaspăt, spălat, în ceaște. Plimbăm aici până... Oraș, mă, băiatul, să mai vadă orășenii, mă, camioane pe aici, ca pe vremuri. Aici în ea urcau rabele cătăzorilor, îi trăznea pe aici, așa peșeau la deal. Și dacă v-am zis sau nu, e la 18 ani am mai fost pe aici, cu camionul. Pe traseul ăsta, pe aici, nu? Și astea scremeau pe aici camioanele la deal. Oferit Roxana un moment de melancolie. Mi-aduc aminte așa, pe vremurile când am început să lucrez pe camion. Mi-aduc aminte de zona asta, care s-a construit enorm. Și aici pe dealul ăsta păzorilor. Aici nu era nimic. Mai nimic nu era pe aici stânga-dreapta. Sensul ăsta giratoriu, nici vorbă de sens giratoriu pe bucata asta. Deci era decât o curbă. Acolo în față s-a făcut un bloc mega mișto. Și sensul ăsta giratoriu e frumos. Avem și un Lidl în curba asta. Repet, asta e un moment pentru melancolici care nu se vezi prin Cluj, care ați făcut traseul ăsta pe vremuri. Și totuși 27 de leuți. Nu mi se pare mult să poți transita cu virgulă camionul. Aici țin la Golden Tulip pe dreapta, un hotel mega mare de la Cluj. Așa, așa, așa. Să cred că e atâta de liberă zona. Pe alte dăți și alte ore. Un pic cu o jumătate de oră, 40 de minute, dar nici nu puteam intra, cred că nu. Dacă stai bine și analizezi autorizația, nici nu poți intra între orele în care e aglomerat Cluj. Ai o permisiune a intra între anumite ore, dar exact în momentul în care nu e aglomerat. Aia, prieteni, e un serios, da? Te-ai oprit, te-ai gândit cât îi mânc? Ia uite, mă lasă și autobuzul să trec. O zucă mare, ce o zonare nu se ies în față. Uite, Clujul Verde, Green Colaj Var. Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, trecem pe lângă ea. Foarte fain se vede Clujul de la înălțimea asta. Depășit, care se deplasează pe acest traseu.
Martin s-a apucat orabele. Să se pe feleac în sus, măi băiatul. În îndeal aici aveau ce mesteca până sus pe feleac. Ei ce de la observatorul îi tăsuiau. Din pe traseul ăla. Ia uite și poliția care stătea cu radar. Care l-a luat pe pratinul cu Audi. Roțile încinse după ce coborau feleacul. Și aici bună ziua au devenit pe 3 Benz, foarte mare comparativ cu perioada în care se făcea tranzit cu camioanele, când era numai pe două benzi și bordura lângă marginea drumului, lângă polimerea rota, la camioane pe vremuri nu-i trebuia, nu-i trebuia atâta spațiu cât o făcut acum. La fel de frumos, cu juși pe partea asta, verde, plin de blocuri, ce nu erau pe atunci. E cât curbele acolo unde se striga să urcă și să coboară pe bună ziua. Alea au rămas la fel de strâmte, fiindcă acolo nu permite zona să mai lărgească. Aici avem un sens giratoriu care nu l-aveam pe vremuri. Și în 34 de minute suntem la această oră splendidă deja pe bună ziua. E ceva. Pe grade, mă, băieți, mă, au venit imediat după ce s-a terminat TTA, în prima seară, duminica, deja au venit toamna. Primele, adică ultimele două nopți de vară au fost perioada lui Untold și a festivalului Truck Tuning Art TTA Alba Iulia. Și după ce am ajuns acasă, duminică, deja pot spune că era toamnă. Lunea bătea vânt de la de toamnă, era frig. Și
și bineînțeles că vremea s-a menținut așa. Ia uite, și de aici ne-a să strigu, să striga colegii să coboară, colegii să urcă pe bună ziua. Ia să vedem, prima curbă e liberă. Așa aici vă că avem, ia să vedem. Bine că noi circulația care era atunci. Deci era mașină după mașină, dacă pe aici era tranzitul. Mă, n-ai treabă. M-am întâlnit cu 3 mașini pe tot sectorul. Aici li se întâlneau două, nu încăpeau. Ăla de jos făcea spume că ăsta altul nu a anunțat și așa mai departe, că ăla trebuia să oprească pe urcare și... Era jale. Aici înainte era drum prioritate. Acum avem ce de asta. La zona asta și ne-a rămas pe piața Cipariu. Așa, țâpă-te, să tănucă, țâpă-te pe trecere, n-ai tu nicio treabă. Mai pardalea. Parcurgi traseul dacă te întâlnești cu un singur camion mare, tir vorbind, în format popular, cum știe toată lumea, e ceva. Am văzut, ne-am întâlnit cu... Am ajuns un trailer care e luat mărși către Turda și ne-a luat pe bună ziua și... În rest nu m-am întâlnit cu nici... și un camion pe traseu. Pentru că ei nu știu ce poți face cu 27 de lei. Imaginați-vă dacă ar ceda, nu știu, dacă ar trebui să vină din nou camioanele prin oraș, în momentul de față la cât trafic e, atât pe oraș cât și trafic de camioane. Cam ce ar însemna Clujul pe partea asta? Cred că ar fi o hora frăției formată din camioane, lipite unele de altele. M-aș fi gândit că văd eu astăzi Clujul cu camionul. Dar uite că-l văd. M-am ajuns în piața Cipariu. Denumirea de piața Cipariu.
centura asta un fel de zigzag cu Cluj. A, uitați ce gol e Clujul, băi băiatule, mă. La ora 9.40. Ei nu-ți vine a crede, efectiv. Era tranzitat drumul ăsta, pe vremuri. Cei care ați mai văzut de mult centura, cei care face vechea centură, care ați mai fost după vremuri aici, cum s-ar spune, cred că putem spune că e foarte, foarte verde pe lângă centură și pusă la rând, pus la rând Clujul. Iulius Molu, trecem pe lângă Sega, pe lângă lacul de aici, din între lacuri, zona asta, cum îi spune aici. Și o să ne apropiem de podul de la Mărăști. În față, Baia Mare, Oradea, Zalău în față.
față pe America. În partea stângă e strada Robanțelor, care e cu sens unic spre Vinit, spre asta. Facem stânga pentru a merge să încărcăm pentru firmă. Avem normal ceva de încărcat. Dar mergem direct la firmă, că nu, eu sun la Roxana să ne spună dacă încărcăm sau nu. În acest caz, o luăm pe ieșire spre Baia Mare, Bistrița din Cluj, bulevardul după care se află Șapca lui Ceaușescu, cum e denumită. Acum o să trecem pe lângă Șapca lui Ceaușescu, aici pe partea stângă, clădirea aia așa e ca și un joben, îi spunea Șapca lui Ceaușescu și a rămas sub denumirea asta. Asta a rămas sub denumirea de Șapca lui Ceaușescu. Și ne îndreptăm frumos înspre podul Ghilaira. Nu folosesc toți termenii ăștia, fiindcă care ați fost șoferoi și ați trecut mai e mult pe aici, sigur vă aduceți aminte de numirile astea. Imediat după ce trecem de podul ăsta, sub denumirea de podul Ghilaira, vom ieși din zona de interzis. Aici erau pe vremuri mulți oameni la ocazie, că pe vremea aia se circula cu ocazie. Acum nu mai sunt frătiuci. Autobuze, transport în comun plin. Nu-mi vine să cred că am trecut Clujul în 50 de minute. Deja am trecut de Ira, deja de aici, din următoarea intersecție, permisă circulația la camioane. Și am trecut într-o oră și într-un moment în care efectiv a fost gol Clujul. Deci nu vine a crede. Deci știi ce aglomerat e Clujul de obicei? Cred că cine a calculat orele astea l-au calculat la perfecție. Oba! Era la prea ținut un telefon pe jos. Numai tirul vinea, mă, că și-o scăpat telefonul în drum. Cam atât au fost, ăsta e bulevardul ce duce înspre aeroport. Mai avem un pic și ajungem teoretic la aeroport, practic, adică nu neapărat teoretic și practic. Și cam asta poți face cu 27 de leuți la Cluj. Poți trece Clujul în 50 de minute, dintr-o parte în alta, dacă ai bulanul care l-am avut eu astăzi. Ia uite-l aici, ambițioș. Ia uite-te. Frate, nu pot. Nu cred că vă bateți de unul la altă. Nu cred. Au mereu și îmi depășesc.
fratinul, cu Audi ai fost un guzunoi, părerea mea. Bine, ne vedem curând la un alt vloguleț. Pa!